Bună, dragii mei, vă salut din Ludești, de la Moara lui Antone, unde, uite aici, sunt înconjurată de oamenii frumoși cu care am avut o tabără în acest weekend și sunt așa puțin emoționată pentru că de fiecare dată mă simt onorată să fac ceea ce fac și sunt recunoscătoare pentru oamenii care au încredere și care vin și sunt alături de mine și alături de îngerași să descoperim darurile sufletului și să ne întâlnim cu noi, pentru că este vorba despre întâlnirea ta cu tine. 16-22 iulie, săptămânile acestea sunt cu încărcături importante. Ceea ce mă bucură pe mine este că putem să nu le luăm ca pe niște lucruri prăpăstioase. Multă lume a luat această eclipsă, această lună nouă, ca pe ceva negativ, dar niciunul dintre aspectele acestea astrale sau care par grele sau energii care vin peste noi nu vin să ne dea în cap și să ne omoare, ci vin tocmai să ne ridice și vin să ne arate ce avem de învățat și vin să ne elibereze, pentru că săptămâna aceasta și weekendul acesta a fost foarte mult axat pe eliberare și va mai continua această eliberare, în principal eliberarea de trecut, de tot felul de aspecte sau situații care le-am ținut acolo undeva sperând că ceva se va întâmpla și o să fie bine. Însă nu toate lucrurile pe care ni le dorim trebuie să se împlinească și de multe ori când ceva ne dorim și nu se împlinește, poate este mai bine și să ne abandonăm voinței lui Dumnezeu. Am să folosesc niște carduri cu zâne, pentru că suntem în natură și pentru că natura ne ajută și ne încarcă și primim foarte multe mesaje din natură. Ia să vedem ce ne transmit zânele pentru această perioadă, 16-22 iulie. Ia uitați ce frumos! Cartea se numește Încredere. Dar este aici o pasăre Phoenix care renaște, care se ridică. Ți se spune să îndrăznești mai mult, să te arunci, să te ridici și să-ți îndrepți spatele și să zici ok, până aici. Și ni se spune să ne conectăm la focul nostru interior, la focul care există în noi și care poate să ardă tot ceea ce ne ține pe loc, care poate să ne stimuleze încrederea și care poate să țină deoparte, da, oamenii și situațiile care nu ne fac bine. Bun. Asta ar fi tema săptămânii, este legată de încredere. Care ar fi provocarea săptămânii? Și provocarea săptămânii este legată de iubire. Este greu în anumite situații, chiar poate îți vine să te superi, să nu zic altceva mai urât. În schimb, oamenii care te rănesc, să știi că și ei la rândul lor au fost răniți și că singura cale prin care tu poți să depășești orice fel de situație negativă și orice fel de suferință este iubirea. Și îți va fi greu, cu siguranță, însă în momentul în care începi să-ți oferi în primul rând ție iubire, o să vezi situația prin ochii iubirii și o să o înțelegi cu totul și cu totul altfel. Dar este la provocare să putem să vedem viața noastră sau să privim așa zisele greșeli ale noastre cu iubire. Este o provocare în principal în această săptămână. De asemenea, săptămâna asta enumeră-ți binecuvântările, gândește-te care lucruri îți plac,
Fă mai mult din ceea ce îți place, chiar dacă este conștient. Îți faci o listă dimineața, uite, mie îmi place să ascult muzică. Săptămâna aceasta asculți mai multă muzică. Mie îmi place să desenez. Săptămâna asta faci mai mult din ceea ce îți place. Ți se spune că există un milion de motive pentru care să iubești. Nu există nici măcar unul pentru care să nu o faci. Deci, deschide-te spre iubire că te va conduce exact acolo unde trebuie și unde este nevoie. Și hai să vedem rezultatul. Ia uite, rezultatul ține de natură și conectarea cu natura. Odată ce ai încredere, odată ce cumva accepti această provocare să privești prin ochii iubirii, te poți încărca în natură. Poți să-ți iei resursele din natură, să respiri un aer proaspăt care să-ți reîmprospăteze viața și să-ți amintești cine ești și cine vrei tu să fii. În această săptămână, ca și rezultat, cumva ajungem să eliminăm tot ceea ce poate ne ține pe loc și să ne reamintim cine vrem să fim și încotro vrem să mergem, pentru că este important să înțelegem că avem un drum și este important să urmăm acest drum pe care noi îl primim prin călăuzire. Și acum din cardurile mele am extras un mesaj și este un mesaj foarte frumos. Este vorba despre Arhanghelul Azrael. Cei dragi care nu mai sunt printre noi vor să ne susțină în această perioadă și putem să primim mesaje și semne dragi. Semne care să ne arate că suntem susținuți peste măsură și mai ales că nu suntem singuri, pentru că este foarte important să înțelegem că nu suntem singuri. Deci, Arhanghelul Azrael te ajută să te conectezi și la ghizii tăi, te ajută să te conectezi cu persoanele care sunt dincolo și care vin acum să te susțină, să ai încredere, să privești orice situație prin ochii iubirii și să te reîncarci. Deci este iarăși o săptămână cu o încărcătură destul de puternică, dar, cum am zis și la început, ne ajută să ne eliberăm și ne ajută să ne reașezăm pur și simplu în viața noastră. Da? Eu vă aștept la Cluj pe 17 marți, la o nouă seară pozitivă. O seară pozitivă în care o să vorbesc despre cum să fii cea mai bună versiune a ta și varianta a ta. Pe 19, tot la Cluj, avem meditațiile, seara de meditație alături de îngeri. Pe 24, la București, vă aștept la atelierul Arhanghelului Jofiel. Și nu uitați că mai am, din câte știu eu, două sau trei locuri la tabăra de la Poiana Mărului, unde vă aștept cu drag. Iar pe 11-12 august va fi ultima inițiere pe care o fac în acest an în Cluj. Vă mulțumesc, vă salut din acest loc magic, alături de oamenii aceștia minunați. Noi urmează să încheiem această tabără și să mergem acasă așa cu împlinire, bucurie și cu fiecare cu darurile pe care le-a primit aici. Vă iubesc, sunt alături de voi. Scânteia divină din mine, apropo, sunt scânteie în această tabără. Scânteia divină din mine, salută scânteia divină din tine și ne vedem săptămâna viitoare. Vă pup!